Unde mergi, domnișoară? Să duc parking la fratele meu. Îmi pare rău după să intri. Mergi acolo la internări. Unde e copil? Da, știi că... La pediatrie mergi, la biroul de informații, da? Și acolo e legătura și vezi tu cine coboară să-i aducă, să ia pachetul, da? Accesul în spitalul din Slatina a fost interzis începând de astăzi ca urmare a instituirii carantinei. Pentru respectarea măsurii a fost dublat numărul de agenți de pază. Aparținătorii pacienților cărora le-a fost interzis accesul s-au declarat nemulțumiți, majoritatea susținând că nu știau de decizie. Ieri am venit alaltă zi, dar voi acum, eu ce să fac? Am făcut cu accident vascular. I-am putea la de tensiune, nu mi-a dat voie, păcatele, tata mea de tensiune, care trebuie să-l ia. Dar fi la carantină. Ceva, da. Lângă spus. Dar sunați pe numerele de la centrală? Ca să vorbiți cu doctorul. Păi nu ne dă voie și... Dacă nu ne dă voie... Și ce faceți? Noi ce să facem aici? Ce facem? Nu știam că este spitalul în carantină, am venit la ora 5 cu soția să nască, am stat pe coridor până în jur de ora 11, ora 13, am ieșit să iau niște covrigi pentru că în 6 ore deja ni s-a făcut foame și nu m-am mai lăsat să mai intru pentru că mi-a spus să am intrat în carantină. Ați încercat să luați legătura cu cei după secție? Dacă da, ni s-a spus clar că nu mai se intră, nu se mai iese. Niciun aparținător al pacienților din Spitalul Județean de Urgență Slatina nu va mai intra în unitatea medicală. Agenții de pază vor permite să urce pe secții doar personalul medical care este nevoit să prezinte legitimația de serviciu. Spitalul este în carantină, este strict interzis accesul vizitatorilor în cadrul spitalului. În sensul ăsta au fost instituite 15 puncte de pază pentru a restricționa accesul. Până la 31 martie vom funcționa exact cum s-a funcționat și astăzi, adică vizitatorii și aparținătorii fără vizite. Au acces la nivelul spitalului doar bolnavii prin serviciul de primiri urgențe și cei cu bilete trimite în serviciul de ambulatoriu. Au fost puse și sunt puse în continuare la dispoziție numerele de telefon ale spitalului. Prin centrală, prin serviciul central, se va lua legătura pe secție și vor primi informațiile necesare pentru fiecare aparținător. Și cei de la terapie intensivă? Inclusiv cei de la terapie intensivă. Întotdeauna este linie de gard asigurată de către 2 medici de la terapie intensivă care vor acorda informațiile necesare familiei. Aparținătorii care vor să afle informații despre rudele internate în spital au la dispoziție două numere de telefon. 0249-431-703 și 0249-436-129. Măsura de interzicere a accesului în spital este valabilă până la finele acestei luni.